Salut! Astăzi vă prezint Android 12 pentru OnePlus 9 Pro. Cam așa arată. Iconițe noi. Animații noi. Dacă ne uităm aici, un launcher nou. Cu wallpaper-uri noi. Și se pot seta aici iconițele. Are câteva. Nu e rău, eu îl las așa că îmi place, dar se poate seta orice. Avem layout-ul. Eu l-am pus să fie cât mai spațiat. Așa îmi place. Tranzițiile. Are tranzițiile care le știm deja. Nu-mi place niciuna așa că am lăsat fără. Și bineînțeles, more. Tot ce am spus până acum, detaliat aici. Poate vedea, da. Bun. Dacă dăm așa, se poate vedea fluiditatea. E 120 de Hz. După cum se poate vedea, rezoluția este de 2K+. Nu e rău. Chiar deloc. Dacă intrăm puțin pe YouTube, animația e bună. Se mișcă bine. Încarcă foarte repede. E cum trebuie. În rest, e bun. Haide să vă arăt versiunea. Bine, întâi meniu. Meniul de settings arată așa. E diferit. Aici avem personalizarea. Putem pune wallpaper-ul. Schimba iconițele. Always on display-ul. Eu mi l-am lăsat cu ceasul standard. Aici avem cum putem să facem iconițele de sus. Mie îmi plac așa. Culorile pe roșu. Fontul. Amprenta. La amprenta avem destul de multe variante. Și bineînțeles, iluminarea laterală. Mie îmi place. Las activă. Avem homescreen-ul. Exact ce am avut mai devreme. Display-ul. Aici e pe dark mode. Și se poate vedea brightness, auto brightness. Natural nu îmi convine. Are multe treburi pe aici. Aici, după cum am spus, screen resolution, rezoluția o setează automat. Refresh rate-ul, după cum se poate vedea, este pe high, adică 120 de Hz. Și rata de refresh este automat, adică își reglează el automat raportat la ce are conținutul. Fiecare conținut are sunetul, notificările, aplicații, bateria. După părerea lui mai e o zi și 13 minute. Nu știu cât de adevărat e, dar da. La cât de mult l-am folosit acum, nu știu ce să zic. Haideți să vedem status. Deci, OnePlus 9 Pro. Stocarea. Are 44 de giga utilizați. Dacă ne ducem la update, nu găsește nimic pentru că e la zi. Android 12. Dacă ne ducem frumos să dăm pe Android 12. Avem pachetul de securitate 5 decembrie. Status. Uptime și cam atât. Mai avem aici System Settings, Gboard-ul și toate cele. Avem Power Menu. Aici putem seta noi ce să facă dacă ținem butonul de Power apăsat. RAM Boost-ul e foarte util, că stochează majoritatea lucrurilor în RAM. Aici sunt gesturi. Rise to Wake. Lift to answer calls, bla bla bla. Flip to mute calls, are foarte multe treburi. Dacă dau cu 3 degete să face screenshot, screen of gesture, și aici putem. Da. Are destul de multe și sunt foarte utile. Da. Pe total, se pare că
Versiunea asta care am, o am eu, adică punct 39, ultima, nu are bug-uri, se mișcă bine, bateria ține, bine, la cât îl folosesc acum chiar ține, că am stat pe capul lui foarte mult, eu sunt mulțumit. Acum vedem ce o să zică și alte persoane, nu doar eu, că nu sunt doar eu pe aici. Vă mulțumesc pentru vizionare, o zi cât mai bună, la revedere!